oamenii stau la muncă, dar noi și noi avem muncă. Stăm aici să pierdem, eu trebuie să mă duc la muncă să iau bani. Până când să acceptăm așa ceva? După mai bine de 5 ore de așteptare în stradă, nervii celor peste 200 de pescari au cedat. Oamenii au răbufnit, mai ales când au văzut că trece ora 8, apoi 9 și nu vine nimeni să deschidă biroul. De la 3:30 stăm la rând. De la Vânjuleț. Da, din Vânjuleț am venit. Și? Bătaie de joc. La ora 5. De dimineață. Păi am venit degeaba. E prima dată? Păi nu e prima dată, cred că e a 10-a oară de când venim aici. Am permis plătit. Da. Deci am plătit. Am și chitanța. Și nu am voie să merg la pescuit. Care e motivul? Nu știu. Pentru că frontiera nu vrea să pună viză. Banii s-au dat ca pensiune. Nu dă nici de aici, dar nici care am dat bani. Pescarii spun că bătaia de joc este cu atât mai mare cu cât i-au primit un permis anul trecut pe care polițiștii de frontieră le-ar putea pune o viză. Dar li s-a spus că le trebuie un permis nou pe care însă nimeni nu le liberează. Vin ceilalți din alte județe, s-au dat câte 10 permise, 10 permise pentru un om s-au dat deodată. Iar noi, cei din Mehedinți și din Severin, nu am prins absolut deloc să luăm și noi permis de pescuit. Dacă în toată Europa poți să mergi cu buletinul la frontieră, pentru ce trebuie, după ce primim tichetul de aici, trebuie să mergi la frontieră, să faci cerere, să spună ăștia? Noi avem permisele ale vechi. S-a aplicat un timbru din data de 2017. Deci timbrul ăsta care era, putea să fie valabil și pentru 2018, ca să nu ne țină pe noi de fraier. Foarte iritați, oamenii au cerut chiar ministrului Petre Daia să ia măsuri împotriva celor care își bagă joc de ei și nu le eliberează permisele. Facem apel la ministrul județului Mehedinți. Deci dânsul nu ne-a băgat în seamă. E județul lui, stă de la Șișești, domnul Daia. Să vadă ce e în Severinul ăsta. E bătaie de joc pentru oamenii lui. Din păcate și astăzi oamenii au făcut cale întoarsă tot fără permise, pentru că la biroul asociației nu a fost de găsit niciun funcționar. Doar un anunț pe care scria că nu sunt permise și au fost anunțați că unul dintre angajați ar fi în spital. În urma unei discuții pe care ar fi avut-o chiar cu ministrul, oamenilor li s-a spus să revină mâine și vor intra în posesia actului care le dă dreptul să pescuiască.